Avocații lui Dan Bârcină, cunoscut sub numele de Goeru, au obținut ridicarea interdicției de a nu părăsi țara. Judecătorii au considerat că nu este justificată măsura în condițiile în care asupra învinuitului în dosar, Doru Șerban, zis Habitu, acuzat că a comis fapte mult mai grave, nu s-a luat nicio măsură deocamdată. Salut înțelepciunea magistraților care, studiind dosarul cauzei și practic volumele de urmărire penală puse la dispoziție de către parchet, au constatat în mod legal și temeinic că nu se impune luarea unei măsuri preventive în ceea ce primește, în ceea ce privește pe domnul Bârcină, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile pentru a putea fi luată o astfel de măsură, respectiv nu există în dosar probe sau indicii temeinice că acesta ar fi săvârșit o faptă de mărturie mincinoasă. Bârcină nu s-a gândit dacă va cere sau nu daune morale pentru cele 24 de ore petrecute în arestul IPJ Gorj. În momentul de față nu vrem să apreciem asupra unor eventuale daune. Urmează să așteptăm o soluție de scoatere de sub urmărire penală în acest dosar și ulterior vom lua o decizie. Dan Bârcină, zis Goeru, a fost reținut în data de 9 ianuarie 2012 pentru 24 de ore, fiind acuzat de faptul că a depus mărturie mincinoasă într-un dosar de cămătărie în care este implicat Doru Șerban, zis Habitu.